Miercuri 9 octombrie, președintele României Klaus Iohannis va fi prezent începând cu ora 14 în municipiul Călăraș. Domnia sa se va întâlni la sediul primăriei municipiului Călăraș cu elevii și profesorii Colegiului Național Barbu Știrbei, câștigători la olimpiade și concursurile naționale de robotică și fizică. Totodată, președintele Klaus Iohannis va avea o întrevedere cu membrii biroului permanent județean și ai comitetului director județean al PNL Călăraș în sala de ședințe a primăriei. Finalul vizitei va fi punctat printr-o întâlnire cu susținătorii săi pe platoul din fața primăriei municipiului Călăraș. Vreau să spun că ne onorează vizita președintelui României în municipiu și județul Călăraș, pentru că pe lângă municipiu dânsul mai are o vizită împreună cu ambasadorul Norvegiei în localitatea Gălbinaș. Iar în municipiu, vizita dânsului nu face altceva decât să ne onoreze, dar în același timp ca membri de partid ne și obligă. Începând cu ora 14, domnul președinte Iohannis va poposi în municipiu, unde, pe lângă o întâlnire cu cetățenii, care este normal să se realizeze, va avea o întâlnire și cu activul de partid, cu membrii de partid care vor să-l vadă, să interacționeze cu dânsul, cât și cu staful, mai bine zis cu comitetul director județean, care va avea discuții privind alegerile viitoare, care nu vor fi decât într-un timp foarte scurt. Tema discuțiilor va fi legată de campania electorală și acum eu nu știu ce, pe lângă tema campaniei electorale, nu știu ce va discuta dânsul în continuare cu noi, dar sunt convins că ca o rezultantă a acestei întâlniri va avea mobilizarea pe care noi trebuie să o facem în ziua votului, activitatea pe care o desfășurăm în timpul campaniei electorale, interacțiunea pe care o vom avea cu cetățenii din județ și din municipiul Călăraș, scopul comun fiind ca alegerile care vor avea loc să-l dea câștigător pe Klaus Iohannis și de ce nu din primul tur, dar în același timp organizația județeană PNL Călăraș, care este singura galben, de culoare galbenă din regiune, să câștige cu un scor, eu zic, destul de mare față de celelalte partide și de celelalte candidați. Câte semnături a reușit să strângă PNL Călăraș pentru susținerea candidaturii lui Klaus Iohannis la prezidențiale? Vreau să vă spun că de la bun început că reacția cetățenilor care au venit să semneze este una foarte, foarte bună. Veneau de bună voie, semnau, spuneau că îl vor vota cu mare plăcere pe Klaus Iohannis. Astăzi sunt în jur de 40.000 de semnături. Ne situăm pe locul 6-7 la nivel național și vreau să-i felicit pe această cale pe toți cei care s-au implicat, toate organizațiile, toți membrii de partid care s-au implicat în strângerea acestor semnături. A fost poate un exercițiu de imagine atât pentru noi, dar în primul rând pentru promovarea președintelui României. Voiam să vă întreb din punctul dumneavoastră de vedere, pe cine vedeți în turul 2 al prezidențialilor? Poate sunt foarte optimist. Ar fi extraordinar ca domnul președinte actual și viitor, și asta am subliniat clar că dacă ar fi un tur 2, va fi, bineînțeles, domnul președinte Klaus Werner Iohannis. Nu cred că contează cu cine va fi în turul 2. Contează ca noi să ne mobilizăm și rezultatul va fi unul singur. Domnul Klaus Werner Iohannis, președinte pentru al doilea mandat. Îi aștept cu mare drag pe toți cetățenii care vor să vină să interacționeze cu domnul președinte, actualul și viitorul președinte al României, și sperăm ca vizita dânsului să arate respectul pe care îl poartă municipiului și județului Călăraș. La ce oră se întâlnește domnul președinte? Începând cu ora 14. Începând cu ora 14 pe platou din fața primăriei. În fața primăriei, da.